verde cru de primăvară. Ok, acum că prezentările de curtoazie au fost făcute, putem să intrăm într-o temă mai adâncă, așa, mai interesantă, despre care vreau să vorbesc în video-ul de astăzi, pentru că mulți dintre voi mi-ați scris la ultimul video pe care l-am postat, video în care explicam cum e să faci bani de acasă și de ce e greu să faci bani de acasă, și foarte multă lume a rezonat în comentarii cu argumentul că, băi, e mai greu să faci pentru că ai nevoie de mai multă disciplină, ai nevoie... Trebuie să te motivezi singur, e mult mai greu să te motivezi singur. Și întrebarea e cum faci să te motivezi singur și cum rămâi motivat și ce faci în perioadele în care scade motivația asta. Și despre asta vreau să vorbesc astăzi, pentru că motivația e un lucru foarte important, extrem de important, pentru că dacă vrei să faci ceva șmecher, care să fie șmecher, ai nevoie să fii motivat și focusat pe o perioadă lungă de timp. Și e imposibil să nu apară ceva obstacole pe parcurs și e important e cum treci mai departe de ele. Motivația asta e un lucru destul de fragil, e un lucru pe care poți să-l pierzi destul de ușor. Tu depui muncă în ceva, depui efort în fiecare zi, te trezești dimineața să te duci să muncești undeva pentru ceva, pentru un vis de-al tău poate. De multe ori nu ești răsplătit așa pe cât te-ai aștepta pentru efortul pe care îl depui. Poate răsplata vine mult mai târziu decât te-ai aștepta, sau poate cei din jurul tău sunt răsplătiți mai mult decât tine și asta creează un sentiment de nedreptate și e normal. Și o fluctuație în motivație poate încetini progresul pe care tu îl faci ca persoană în lumea asta, ba mai mult, îl poate chiar rupe. Ce-mi place să petrec o jumătate de oră, o oră în plus de muncă la video ca să fac graficile astea și să-mi explic mai bine ideile. Avem axa timpului, timpul pe care tu îl investești în proiectul respectiv. Pe axa verticală avem motivația. De fiecare dată când te apuci de un nou proiect, entuziasmul, motivația este într-un punct maxim, undeva aici. Și evident că pe măsură ce derulezi proiectul ăla, motivația începe să scadă puțin până când ajungi într-un punct de minim local. Aici, pentru prima dată, viziunea ta, planurile pentru proiectul respectiv se lovesc de structura rigidă a realității. Aici se duce și boost-ul inițial de energie și intri în ceva care poate nu mai are adrenalina începutului. După care vei avea un mic câștig, vei primi o recompensă. Asta e graficul motivației în cadrul oricărui proiect. Fie că e la job, fie că e la facultate, fie că vrei să înveți să cânti la chitară, fie că vrei să înveți informatică. Ăsta e graficul motivației. Provocarea principală aici este să micșorezi amplitudinea mișcărilor. Vezi că aici fluctuează destul de mult. Asta e înălțimea valurilor, să zicem așa. Tu vrei ca înălțimea asta să fie cât mai mică. Vrei să pleci cu o motivație inițială care e undeva aici, să scadă eventual pe undeva pe aici, iar apoi să se mențină cumva constant, să nu te afecteze foarte mult. Și vezi că înălțimea de aici, înălțimea asta e mult mai mică comparativ cu înălțimea asta. Întrebarea e cum putem să menținem motivația asta cât mai constantă și la standarde cât mai ridicate. Să fie spre nivelul ăsta de preferat sau chiar mai bine de atât. Trebuie să ne uităm cu mare atenție la punctele minime. Aici apare problema când ești jos, în niciun caz când ești sus, pentru că atunci când ești sus pe culmea asta, totul e șmecherie și motivația de senzație, apropo. Și în punctele alea de minim ajungi atunci când planurile tale, aspirațiile tale se lovesc de structura rigidă a realității. Ca să treci de ele, trebuie să faci o corecție asupra percepției tale, asupra realității. Primul lucru pe care îl fac atunci când am o lipsă de motivație este să fac un pas în spate. Faci un pas în spate și vezi lucrurile mult mai clar, vezi lucrurile mult mai în ansamblul lor și înțelegi de ce. Ai nevoie de sens, e o nevoie de direcție, e nevoie să știi de ce faci chestia aia. Poate să fie pentru bani, poate să fie pentru carieră, poate să fie pentru împlinire profesională, habar n-am, dar e nevoie de sens. Dacă nu ai un sens, dacă nu ai direcție, e foarte greu să menții motivația la cote maxime.
Odată la câteva săptămâni mi-a loc 2-3 zile libere ca să las apele să liniștească, să elimin orice obstacol care îmi poate afecta viziunea, direcția pe termen lung pentru ceea ce fac. Îmi place ideea de a munci, îmi place să pun orele de muncă necesare ca să mut proiectul mai departe, să accelerez lucrurile. Dacă ar fi după mine, poate aș lucra tot timpul, dar am nevoie de pauză. Am nevoie de pauză pentru că altfel lucrurile poate să o ia razna. Și mă distrez, mă simt bine, mă relaxez, mă duc în oraș cu prietenii, mă duc la munte, chiar o să fac un video despre cum te distrezi în România, sau cel puțin cum îmi place mie să mă distrez în România. Dacă vreau să merg și eu cu căruța, ce trebuie să fac? Să mă simt în căruță. Se vede foarte frumos de aici priveliștea, adică fundul caldului. Și aș mai completa lista asta de elemente cu o observație importantă legată de motivație. Atunci când ești lipsit de motivație, atunci când nu ai chef, atunci e cel mai posibil, e cel mai prielnic punct în care tu să zici, bă, gata, îmi bat picioarele și renunț, nu mai fac chestia asta, nu mai filmez videouri pentru YouTube, nu mai fac, plec afară. Poate nimerezi să lucrezi cu un om incompetent care n-are ce face acolo, poate e ceva care nu ține de controlul tău, poate tu ți-ai făcut treaba bine și vine ceva și îți dă treburile peste cap. Punctul ăla se face diferența între oamenii care reușesc să-și ducă la bun sfârșit planurile și oamenii care nu reușesc. E o sită, e o metodă care cerne învingătorii de oamenii care încă nu sunt pregătiți pentru a avea succesul respectiv. Eu mă gândesc în felul următor, bă, dacă reușesc să împing prin punctele astea dificile, dacă reușesc să trec mai departe, să pun efortul în ziua aia, să trec mai departe de punctul ăsta dificil, cu siguranță voi ajunge acolo unde vreau, pentru că succesul apare aici, aici și aici. Nu apare aici, aici. Oricine poate să treacă prin punctele astea. Aici e întrebarea, cine trece prin punctele astea. Și odată ce realizez lucrul ăsta, se schimbă perspectiva. Când m-am apucat de informatică, de multe ori am simțit că sunt prost, că nu sunt făcut pentru domeniul ăsta, că colegii mei sunt mai buni sau oamenii de la muncă sunt mult mai buni ca mine. Când m-am apucat de chitară, la fel, a fost un an, doi în care eu eram complet paralel cu ceea ce înseamnă muzică și ceea ce înseamnă ascultabil pentru ureche. Când m-am apucat de YouTube, la fel, primele videouri le găsiți pe canal, sunt jalnice ca editare. Dar ăla erau punctele critice. Îmi place să privesc toată treaba ca o analogie cu un joc de cărți de joc și practic de fiecare dată când treci de un hop din ăsta, de un punct din ăsta mai greu, primești o carte de la viață. O carte pe care o întorci și de multe ori e un 2, un 3, un cartof, nimic relevant, dar la un moment dat trebuie să iasă din pachetul ăla, trebuie să iasă un as. Și asul ăla schimbă toată paradigma vieții și îți schimbă toată perspectiva și ești răsplătit exponențial doar pentru că ai avut răbdare și ai așteptat până a venit asul respectiv. Ăsta a fost videoul de astăzi și sper să vă ajute să împingeți prin momentele mai dificile până ajungeți la... Până una alta, aștept părerea voastră în comentarii. Vreau să împărtășiți și voi cu cei care vor citi comentariile cum treceți voi prin perioadele astea de lipsă de motivație, cum reușiți să stați focusați pe ceea ce aveți de făcut și cum împingeți mai departe prin punctele dificile, prin hopurile astea pe care viața le împune în față. Vă urez mult succes în căutarea următorului as din viața voastră. Nu uitați să vă abonați, nu uitați să dați un thumbs up și ne auzim data viitoare. Pa, pa!